Bună seara, dragi telespectatori. Începând din această seară, vom prezenta o emisiune Colocvii Agroculturale. Această emisiune va avea principalul scop de a releva și a prezenta situația din agricultura românească. Absolut, va cuprinde toate domeniile, zootehnie, medicină veterinară, cultură mare. Vom spune și vom prezenta agricultorului român problemele cu care se confruntă și care trebuie rezolvate de fiecare dată, inoculându-le acea știință pe care sigur că este necesară, pentru că dacă ai știință, ai progres. Vreau să vă spun că îl avem ca invitat în această seară pe profesorul universitar doctor Țibru Ioan de la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara. Sunt foarte onorat să-l am alături de mine. Am fost studentul dânsului, puțin rolurile s-au inversat. Dânsul îmi punea întrebările, dânsul mă nota. Acum o să pun eu întrebările în această seară. Sperăm că notarea va fi de folos și cu finală. Bun, nu? Nu va fi notat cu 4 ca să mai chem o dată. Nu, nu, nu. Domnule Țibru, vreau ca să discutăm în această seară despre problemele din zootehnie cu care se confruntă fermierul român. Pe parcursul meu, prin activitatea mea, am circulat în toată România și am discutat cu foarte mulți fermieri și am văzut real cu ce probleme se confruntă. Problema majoră este problema adăposturilor în partea de zootehnie și v-aș ruga să ne ajutați și să-i ajutați pe fermieri și să învățăm cum se vede din punct de vedere științific, tehnic această problemă care ar trebui rezolvată. Problema cea mai mare a noastră este că nu avem fermieri. Datorită faptului că această meserie a fost considerată una aparte, doar anumite persoane pot să lucreze în zootehnie, știm noi care, nu există această tradiție, nu există această trasabilitate la nivel de familie, că atunci când părintele, tata, transmite fiului meseria, îl învață acel bun simț practic, ce însemnează casă, masă, rasă. Marea problemă, cum am spus, se datorează lipsei unor adăposturi care să corespundă. Un adăpost are rolul de a conserva energia pe care o degajă animalul, acea căldură biologică, specialiștii o numesc acel metabolism bazal, sau care nu poate să scadă energia produsă de un animal, ceea ce însemnează căldura de care are nevoie un animal, indiferent de specie, ca ceea ce el consumă să se transforme în producție, nu să piardă pentru a-și asigura temperatura necesară, termoreglarea. De aici problema adăpostului. Adăpostul trebuie să asigure termoreglarea, în sens că trebuie să asigure, să mențină căldura pe care animalul o degajă. Aceasta este valabil pe timpul rece, când orice fermier, orice om care a crescut animale știa că trebuie să se asigure așternut la animal de paie curate și uscate, ca acestea prin stratul de aer pe care l-au în jurul animalului să conserve căldura pe care acesta o generează, pe care acesta o trimite mai departe, ca să nu consume energia din furaje pentru termoreglare. De aici, având în vedere proasta înțelegere a anumitor tehnologii de creștere, am înlăturat o parte din așternut, o parte în aceste cerințe. Avem în continuare acele pardoseli din beton care nu întotdeauna corespund cu stratul termoizolator, substratul de beton, ca să permită menținerea căldurii. Se adaugă lipsa acelor echipamente, pretențios numite echipamente, de asigurare a ventilației adăpostului. În România aerul încă este ieftin, nu spun gratis, încă este ieftin. De aceea este nevoie să înțelegem
că în adăpost, atunci când acesta este închis, fereastra, ufereastră și ușe sunt închise, animale sunt în adăpost, trebuie să existe o modalitate prin care aerul viciat datorită prezenței animalelor care expiră, prin expirație dau vapor de apă, defecă și urinează în adăpost, trebuie luate aceste noxe, scoase afară și permis un aer proaspăt să vină în adăpost pentru a-i permite animalului, repet, să valorifice rația pe care o are în interesul producției, nu pentru a se lupta cu aceste noxe, nu pentru a face față la problemele care apar. La ora actuală, multe adăposturi, în loc să aibă rol de termoregrare, în loc să fie adăpost, sunt adevărate camere de gazare. Sunt adevărate locuri care aduc numai deficit pentru animale și, în principiu, pentru proprietar. Nu vă ascund faptul că am avut câțiva colegi, fost studenți ai dumneavoastră, care au fost în America. Și toată lumea spunea că, domnule, în America adăposturile sunt foarte simple, foarte ieftine, doar existând un schelet metalic sau, mă rog, și acele prelate care, mă rog, se ridică sau se... La noi de ce nu se poate implementa aceste tipuri de adăposturi și de ce românul are acea mentalitate, nu știu, învechită sau foarte, foarte îndoctrinată, nu știu, habar nu am, de cărămidă, să facă un adăpost, betoane, investiție ca și într-o casă adevărată. Trebuie să înțelegem care este temperatura din zona în care ne adresăm. E adevărat, acel schelet cu acele prelate la exterior poate fi folosit și la minus 20 de grade, depinde de rația pe care o are animalul cazat, depinde de gradul de umplere a adăpostului, implicit de numărul de kilograme pe metru pătrat, și apoi de modul în care se asigură ventilația adăpostului. De ce nu facem așa ceva? Din două motive. Unu, nu vrem. Doi, nu putem. Nu putem pentru că nu știm. Nu știm pentru că nu vrem să recunoaștem adevărul. În momentul în care știm clar care este problema, repet, știm clar care este problema, ne vom strădui să o soluționăm. Din momentul ce nu vrem sau nu putem să recunoaștem problema, vom zice că se poate și așa. Am avut o mare problemă cu unul din inginerii care a propus aceste adăposturi acoperite cu plată, tip tunel, tip solar. Marea problemă a fost cu cei de la rezistența construcției să-l convingă să pună niște țevi mai groase de 2 țoli, să facă altceva, pe motiv că la adică dacă se întâmplă să ningă sau să ploaie, sunt probleme. Păi, mă, ce tip tunel? Ce stă pe suprafața respirării? Nu stă nimic. Dacă vine vântul, ia și prelata, ia și acoperișul de tablă și țigla și o mută. Deci nu este o scuză. De aceea, repet, adăposturile trebuie să asigure termoreglarea, să mențină temperatura. De ce? Prețul pentru energie îl plătim. Ori făcând un adăpost care corespunde, ori dând din rație o parte din energie pentru termoreglare. Cum trebuie să ținem cont de amplasarea adăpostului? Da, din acest punct de vedere sunt cele două mari probleme. Una, întotdeauna adăposturile trebuie plasate în așa fel, ferma trebuie plasată în așa fel încât vânturile dominante să bată dinspre localitate, înspre fermă. Se cunoaște, se știe, nu întotdeauna se respectă din varia motive. Acolo am teren, acolo pot, acolo îmi convine. Este normal ca atunci când se amplasează o fermă să țină seama de ce însemnează vântul dominant. Pentru fiecare localitate există o hartă cu așa ceva, se știe clar unde poate și cum poate fi amplasată ferma. Va trebui să vedem dacă este o zonă colinară, dacă este zonă depresională, dacă este zonă de câmpie. După ce am plasat ferma, foarte important, modul de amplasare a adăpostului pe direcția vântului dominant. Trebuie să fie cu latura mică pe direcția vântului dominant, ca cele linii de forță ale curenților de aer al vântului să fie paralele, doar latura mică să fie expusă la vânt și să nu se consume multă energie, ceea ce însemnează expunerea la vânt. 2. Întotdeauna aleile de servicii vor fi pe lateral la adăpost, pentru că la îmbinarea dintre perete și pardoseală, toată lumea știe să prinde cea mai mare cantitate de căldură. Înțeles.
din punct de vedere administrativ, cum vedeți dumneavoastră amplasarea fermelor în diverse localități? Pentru că am văzut destule minusuri și repercursiunile într-un termen scurt sau lung, în 5 ani sau în 10 ani, repercursiunile economice asupra investitorului se vor vedea. Ați menționat o cifră foarte fatidică. 5 ani. Și eu am fost surprins când am aflat că pentru orice activitate în domeniul creșterii animalelor e nevoie de 5 ani ca să trage o concluzie. Noi românii, cei care suntem mai vechi puțin, asemănăm cei 5 ani cu cincinalele și avem altă reacție. Dar e nevoie de 5 ani, de ce? Ca să poți să parcurgi toate etapele. Un an bun tehnologic, prost meteorologic. Bun meteorologic, bun tehnologic, prost economic, vis-a-vis de alte activități. Apare sau nu apare o epidemie, o epizotie, apare o problemă la nivel internațional. Și atunci, după 5 ani, poți într-adevăr să cunoști tehnologia, să știi ce se întâmplă. Tehnologia de creștere, sanitar veterinar, ce însemnează piața, ce însemnează modul de expunere. Și atunci, normal că abia după 5 ani poți să spui ceva. La ora actuală, există această tendință a se mări suprafața localităților pentru că a scăzut numărul de animale și de obicei pășunea se dă ca și suprafață pentru locuințe. Luați San Andreiul, dacă vreți, că e aici aproape. Toată lumea s-a bucurat că a luat un loc la San Andrei, nu? Pășunea la San Andrei era în zona cea mai mlăștinoasă a localității. Toate casele construite în zona respectivă au igrasie sau probleme cu ceea ce însemnează beciu. S-au bucurat că au luat teren acolo și au făcut casă. O întâmplare nefericită pentru ei. Dar se întâmplă când există ferma, se dă drum mai departe la a se construi și se apropie localitatea de fermă și se cere desființarea fermei pe motiv că miroase. Din acest punct de vedere există o legislație, există un ordin la Ministerul Sănătății care prevede anumite limite la care se poate construi o fermă, dar niciunde nu spune cât de mult se poate apropia localitatea de fermă, pentru că asta depinde de conducerea efectivă a localității respective. În ceea ce privește mirosurile și toate celelalte, evident că sunt probleme, dar la fel pot găsi și soluții. A fost în urmă cu vreo 10-15 ani o problemă asemănătoare undeva în Germania. Era o dispută între turism și fermieri datorită mirosului. Acum în Olanda și în Franța. Așa. Și s-a găsit o soluție. Adică era un produs care era format de niște plante care au fost puse la o tehnologie, compostare, pe un suport de bentonită care poate să absorbă și se reușea dirijarea fermentării în dejecțiile semilichide. Concret, la fostul Comtim, într-unul din adăposturi, am împărțit adăpostul în două, jumătate am pus cantitatea respectivă 90 de grame pe metru cub și din coaci n-am pus. Ei au pus porci, ei au hrănit, ei au cântărit, ei au dus la abator. La final, jumătatea care a fost mai bine crescută, pentru că n-au avut noxe în adăpost, cu 7 zile a ajuns mai devreme la tăiere și n-au fost probleme la confiscate pulmonare. Da. Și cum se numește acest compost? Elorisan. Produsul Elorisan. 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 Firma din Germania a venit și în Timișoara, înainte, când era Comtimul, pentru că a fost doar girantul calității produsului și persoane de la vremea respectivă nu le-au interesat. Pentru că inginerul respectiv care trebuia să ocupe de treaba asta spunea că e la Pădurean și era în altă parte. Ne-am dus, nu era. Deci... Cum vedeți dumneavoastră o fermă ideală, de exemplu, de îngrășătorie de tăuraș? Cum o descrieți din toate punctele de vedere? Aș începe în primul rând cu piața de desfacere. La vacă, față de celelalte specii, problemele se pun puțin mai delicat. Ai nevoie de furaje ca să aduci vaca, după aceea poți să te apuci de lucru. Și atunci, sunt cele 8 puncte care trebuie luate în calcul la orice fermă, mai ales la vacă. Corelația suprafeței terenului cu cantitatea de dejecții pe care o are
ferma respectivă, pentru a putea avea garanția că dejecțiile care rezultă de la animalele respective pot fi incorporate fără a polua terenul care aparține fermei sub orice formă. Nu discutăm despre asta. 2. Corelarea bazei furajere cu productivitatea terenului. Mă pot baza că pe terenul care l-am obțin cantitatea de produse care constituie rația furajeră sau trebuie să și cumpăr? 2. Tipul de adăpost, 3. Tipul de adăpostire. Mă interesează mai apoi modul de asigurare a sănătății. Mă interesează mai departe balanța furajeră, mă interesează asigurarea bunăstării și am trecut-o, nu în ultimul rând, balanța economică. A vânzării. Da. Cât costă kilogramul de lapte, cât costă kilogramul de carne, când încep să câștig din investiția în teoraș sau în vițică, vorbim foarte mult de acea producție la nivel biologic. Nu putem merge pe producție la nivel biologic dacă prețul furajelor nu este competitiv cu ceea ce însemnează prețul cărnii sau al laptelui. Și atunci, în funcție de prețul pe care îl are furajul, că îl produc, că îl cumpăr, că îl aduc, va trebui să văd cum mă pot duce cu sporul mediu zilnic ca să ajung la ceea ce însemnează. O fermă de vaci de carne de lapte, ce a spus? Pe care vreți dumneavoastră. Bun, mergem pe intensiv, Pe intensiv. Mergând pe intensiv, automat va trebui să mă hotărăsc după modalitatea în care pot integra nepoluant dejecțiile, pe ce mă duc? Pe grătar sau pe așternut permanent? Personal aș opta pentru așternut permanent, pentru că îmi permite la sfârșitul ciclului să-l scot, să-l depun pe platforma de gunoi, pentru că am probleme vis-a-vis de ceea ce însemnează integrarea nepoluantă a dejecțiilor semilichide. Am nevoie de stație de epurare, care însemnează decantare și toate celelalte, și apoi ce fac cu aceste dejecții? Se practică și în Banat integrarea acestora în sol, injectarea în sol. De aceea, în toată câmpia Banatului, primul strat de prânză freatică nu mai este apt pentru a fi folosit la adăpare. Apar probleme majore și aici va trebui să avem grijă ce anume se întâmplă. De aceea, repet, m-ar interesa să folosesc aceste dejecții pe așternut permanent, pentru că este mai ușor. Și avantajul pe grătare și dezavantajul pe grătare? Avantajul pe grătare, ajung dejecțiile ușor sub grătar și cam atât. Pentru că în funcție de mărimea onglonului la vițel, la adult, trebuie să fie corelația dintre suprafața grătarului și diferența dintre grătare, distanța dintre dejecții semilichide și grătar și apoi modul în care scot dejecțiile de sub grătar, din canal și le duc la prelucrare mai departe. Până aici, până în care totul era al nostru și puteam face orice, canalele de desecare din România sunt pline cu iarbă și cu altceva, și de aici modul în care putem sau nu putem să mergem mai departe pe dejecți, pe evacuare hidraulică. Este mai simplu pentru fermier, că vine, dă cu jetul de apă și cu asta basta. Să luăm viței în primele zile după înțărcare, nu? Când le pun în acele boxe. Având acel grătar la distanță față de pardoseală, curăț dejecțiile cu apă. Curenții de aer care sunt sub grătar, faptul că acel grătar este rece, îl obligă pe vițel să stea în picioare. Stând în picioare, consumă energie și nu se culcă. Dacă se recomandă să pun ceva peste grătar, nu-i mai grătar. Corect. Și atunci, de aici, mare problemă. Ce vom încerca să facem? Respectăm cerințele animalului, facem etologie, respectăm economie sau facem tehnologie economică? Deci fiecare fermier înțelege cum vrea și cum se duce mai departe. Păi fiecare fermier vrea să facă bani. Clar. Da. Banii deci se pot face dacă știi cerințele animalului. Toată lumea șofează asta, da? Cine ajunge cu mașina la maxim cât e trecut pe bordul mașinii? Da. Deci ei își aleg inclusiv rasele, inclusiv tipul de producție în funcție de prioritățile economice. Asta este foarte clar. Ar fi bine dacă ar fi pe priorități economice. Își aleg ceea ce au văzut, ceea ce cred că este bine.
au văzut undeva ceva, luăm angusul că e foarte bun, nu mai trebuie să-l mulg, nu mai trebuie să-i fac nimica și merge din belșug în toate. Ce părere aveți? Da, hai să ne despre gândim acest angus. Da. Hai să ne gândim unde s-a format angusul. Care este covorul ierbos în Anglia? Cât timp nu ploaie în Anglia? Cât timp nu ploaie în România? Care e covorul ierbos în România? Cine înțelege și vrea să pregătească o pășune pentru rasa Angus? Cine știe de unde vine și cum trebuie să primească rasa Angus ca să o țină pe pășune? Ce însemnează gospodărirea, managementul pășunii? Plecând de la banala tăiere a ceea ce rămâne, pentru că animalele nu vor consuma ceea ce nu le place, trebuie să înlăturate. Faptul a nu fi că nu se lasă pe pășune când există o anumită umiditate în sol, pentru că îmi distruge pășunea, ce însemnează supraînsămânțarea, ce însemnează drenarea, ce însemnează toate aceste acțiuni care s-au făcut cândva. La ora actuală, aceste pășuni sunt surse de venit pentru anumiti indivizi care le declară în altă parte, spun că le fac și nu intrăm în subiect. Asta e, subvențiile. Și atunci, depinde, repet, ce rasă îmi iau. Mi-au angus, mi-au șaroleză, mi-au limuzin. Nicio problemă. Înțeleg care sunt cerințele acestei rase. Pot să le asigur. Unde e simmentalul nostru? Unde e vaca aceea mare care dea carne și lapte? Nu? O vacă bățată românească ducea 2-3 viței și mergea mai departe. Și aici, cum a spus, e vorba de ceea ce însemnează potențialul economic. Sunt anumiți fermieri care au avut bani, care au făcut ferme de vaci de carne și anul acesta deja încep să taie viței. Sunt alții care au încercat să facă acea selecție în sensul că au cumpărat vaci, le-au însămânțat cu material seminal pentru animale de carne, sperând că după 3 generații să aibă undeva la 75-80% vaci de carne. Deci fiecare merge după cum înțelege că poate să șofeze, cum poate să gestioneze această situație. Dar, repet, este foarte important să se înțeleagă că trebuie asigurată baza furajeră, apoi trebuie aduse animalele. E mult discutată acea problemă a furajului unic. Îl pun în remorca tehnologică și silos și fân și concentrată și le dau toate și am scăpat și mă duc mai departe. Nu există boală, ci bolnavi. În momentul când am această rație unică, se spune ticul limbii în serpetină. Vacile desfac dopuri de bere, dopuri de șampanie. Acolo unde se manifestă acest fenomen, spune noi că e modificare de comportament. Nu! Este strategie de adaptare a animalului la stresul, la tehnologia pe care noi l-am supus. Animale care manifestă această modificare de comportament, așa numită, nu au probleme cu rumenul. Poate celelalte care au modificări la mucoasa rumenului. Deci până acolo se merge cu acest furaj unic. De aceea trebuie să înțelegem ce fel de furaje, cum facem rația pentru specia și categoria respectivă, în cazul nostru acele animale. Ca să concluzionăm această chestiune, ce rasă recomandați dumneavoastră de carne pe teritoriul României să se crească și ce rasă pentru producția de lapte indicați fermierilor din România? Nu pot să răspund la această întrebare, pentru că fiecare fermier sau localnic cunoaște compoziția floristică a zonei sau modul în care poate modifica sau forma compoziția floristică a zonei ca să poată să obțină ceea ce are nevoie. Ca să spun o rasă sau alta, n-ar fi corect, pentru că fiecare, oricare în această rasă, poate fi crescută dacă îi se oferă ce are nevoie. Deci, indirect am încercat să răspund. Ei, dar angusul, sunt foarte multe, foarte multe animale angus pe teritoriul României și mie, ca specialist, nu-mi place ce văd din punct de vedere. De ce au dus angusul? Mă gândesc că sunt alte interese. Pe ideea că au puțin de lucru. Pe ideea că sunt rustice, că se duc, nu trebuie să facă nimic, care rezistă iar, am trebuit adăpost, nu trebuie nimic. Dar nu este adevărat. Vedeți? Nu este adevărat. Nu e adevărat. Da, dar asta a fost ideea. Deci s-a pornit pe o idee falsă, de-aia am spus, cunoscând adevărul, cunoscând cauza, putem mai departe găsi soluții.
dacă vrem să le căutăm, dacă vrem să le rezolvăm, dacă nu, ne amăgim mai departe. Pentru că vă spun din practică, sunt probleme majore. Da, sunt probleme majore. Deci nu este acea rezistență la fătare la minus 25 de grade, nu este. Deci sunt foarte multe. Domnul doctor, poate să fie indivizi care să facă așa ceva, dar cum am spus, prețul pentru energie trebuie plătit sub o formă sau alta. La noi problema este cu a asigura acele paie curate și uscate. De câte ori a fost după ce s-a trăierat pe câmp, să vedeți cum arată câmp. Toată lumea recoltează cât mai sus, ia numai spicul, restul numele, că nu mai trăiază paiele. După ce balotează, rămân sau nu rămân și așa mai departe. Dacă paiele nu sunt recoltate corect, nu sunt depozitate corect, n-au acea putere de absorție și mai cuțin și miceți, care duc mai departe la micotoxine, n-am cum să asigur ceea ce are nevoie animalul respectiv ca să-i asigur confortul termic. Aveți o experiență mare și destul de lungă din punct de vedere al anilor, spun eu, cunoscându-vă de peste 20 de ani, și vă întreb care a fost, care este rezultatul implementării subvențiilor pe teritoriul României la animale, dacă este unul benefic sau unul nebenefic din punct subvenția. De vedere economic. Da, să definim subvenția. Ce este subvenția? Este o plată pe niște acțiuni neefectuate. Nu? Ar trebui să fie o diferență de preț pentru prețul de producție și prețul de livrare. Nu? Asta ar trebui să fie. Asta este subvenția în mod normal. Da. De la noi este plata pentru niște acțiuni neefectuate. Și atunci s-a mers pe acea subvenție pentru bunăstare la animale. Cei ce au făcut acele modalități de aplicare a subvenției au aplicat regula de 3 simplă și au spus în aceste condiții se acordă bunăstare, subvenția pentru bunăstare. Adică, recoltez o probă de apă din sursă, nu e bună, o tratez cu ceva, e bună și primesc subvenția. Ce metodă de a scoate nitrați, nitriții din apă există? Acele filtre care sunt poate corespund pentru un pahar de apă, nu pentru consumul de la o fermă. Și atunci, e vorba, ca să primească subvenția, au făcut tot felul de încercări ca să primească această subvenție. Să vă mai dau un exemplu? Da. S-a trecut la o specie 700 ppm concentrația maximă la dioxid de carbon pentru subvenție. Aici dacă o măsurăm depășim 700. Cum să fie în adăpost la specia respectivă 700 ppm? Ca să înțelegeți modul în care au gândit-o cei care au făcut aceste modalități de a acorda subvenția. 2. Dacă scade umiditatea. Și au fost tot felul de soluții de la firme care au dat aceste produse, le-au împrăștiat chipurile ca să absorbi și a scăzut umiditatea. Mai mult sau mai puțin. Deci, subvenția ar însemna prețul de producție a fost X, de vânzare este X minus ceva și acel minus să îl asigure subvenția ca omul să poată să investească și în anul următor să poată să reziste cu producția pe care o face. Dar, repet, aia pot face fermierii care sunt fermieri, nu care sunt proprietari și care s-au găsit ca un proprietate niște animale. Bun, da, este o sumă binevenită pentru fermier? Se justifică în dezvoltarea fermelor sau orice a proprietăților? Orice ban primit este binevenit. Cunosc oameni care au început activitatea de creștere a animalelor, care au rămas în final numai cu subvenții. Pentru că dacă au mers bine la transport, au fost păcăliți, dacă au mers bine la tăiere, au fost păcăliți, și în final au rămas cu subvenția. Normal că e bine. Problema este ce însemnează generalizarea acestei subvenții și modul în care ea se aplică la cei care își zic fermieri. Mie vă contrazic puțin și da? Vă spun că nu mi se pare competitiv ca să ne bazăm pe profit subvenție. Singura sursă de profit egal subvenția. Nu mi se pare nici normal, nici corect, nici competitiv. Și această măsură consider că nu creează o așa de mare dezvoltare, ca și cum, de exemplu, dacă, nu vreau să fiu utopic, dacă am anulat subvențiile și ne-am angrena într-un sistem de competiție pe știință, pe productivitate, pe
competitivitate pe tot ce pe vânzări. Da, deci așa ceva se poate dacă se dorește a cunoaște adevărul, care e unul singur. Deci în momentul în care cunosc adevărul tehnologic, sanitar, veterinar, economic, mă apuc de activitate. Când v-am spus de situația care a rămas numai cu subvenția, v-am spus de ce. A fost favorabil pentru el că a putut să meargă mai departe și și-a menținut ferma și a putut să își continuă activitatea. În momentul în care există șansa de a avea o anumită continuitate, există șansa de a înțelege ce însemnează calitatea, atunci vom putea avea productivitate. Noi suferim pentru că nu avem productivitate, nu avem constantă în producție și nu vrem să menținem calitate. Cu regret o spun. Dar asta este adevărat. Da. Este adevărat. Am avut șansa sau neșansa să văd, hai să spun, excavator care încărca grâu. Cupa lui avea 40 de tone. 40 de tone de grâu încărca odată în vas. Fermă de grâu la care headerul la combina avea 17 metri. Atunci vorbim de productivitate. Atunci vorbim de ceea ce însemnează activitate. Ori din acest punct de vedere mă opresc. De ce? Prin cedarea sau retrocedarea terenurilor la persoane s-a revenit și unii au înțeles ce însemnează terenul și au încercat să-l folosească. Au încercat acele asociații să apară, care au fost mai mult sau mai puțin benefici. Au venit acei oameni care au făcut acea arondare a terenului și au încercat să lucreze împreună o suprafață de teren. Bineînțeles că proprietarul s-a ales cu mai mult sau cu mai puțin. De aici, din nou, tendința și modul tendențios în care au fost transpuse în limba română aceste cerințe de bază. Cota. Ce însemnează cotă de lapte, cotă de carne? La carne nu avem încă cotă, la lapte avem, da? Cotă însemnează cantitatea de lapte pe care fermierul o poate vinde. Cine a explicat asta țăranului român? Pentru țăran, cotă însemna ce? Cantitatea de lapte care s-o dea la neamț, la stat sau la altceva. Cooperativă însemnează asociație productivă în care producătorii, fermierii de lapte, de carne, se asociază și împreună, în loc de 5, au 50.000 de litri de lapte. Împreună de 20, au 200, 2.000 de kilograme de carne. Dar cooperativă, în mintea românului, ce însemnează? Acel CAP unde ei muncesc și contabilul și președintele iau banii și pleacă mai departe. Deci, din start, acestea au fost traduse, să nu spun cum. Eu am și un contraexemplu. La Satu Mare, o fermă de 1050 de bovine, pe timpul lui Ceaușescu era 1500, actualmente sunt 1050 și funcționează sub formă asociativă. Din 1992 până în 2018. Adică nu s-a împărțit ferma respectivă, a rămas acolo și și-a condamnat activitatea. Sigur. De ce? Așa au dorit proprietarii de acolo. Probabil că mai există și o altă cauză, majoritatea sunt sași. Nu vreau ca să jignesc pe nimeni, dar noi românii suferim de o boală grea, disciplină. E greu să disciplinezi un român, mai ales pe teritoriul României. Oare nu mentalitatea? Și mentalitatea. Interesant este că atunci când se duc dincolo, majoritatea, mai este și acolo excepții. De ce? Pentru că învață că ei se poate și așa. De ce să se străduiască să meargă contra curent când poate să meargă cu toată lumea la vale? Efectul de turmă e la modă astăzi. Da, dar în momentul în care vrei să înființezi o cooperativă și să spui că reușești în România să înființezi o cooperativă, se trezește unul sau doi sau trei care sunt sau gică de ce contra, tu? Sau... Când pot să fiu? Pot să fiu, vreau, da, eu vreau, da, eu pot, da, sunt mai deștept, da, da, sunt mai da. Tot ce vrei. Deci aici avem o problemă și dacă nu ne unim, nu vom progresa. Asta e... Unirea se poate face pe probleme tehnice, cu oameni care înțeleg tehnica și cu oameni care au înțelepciune. Nu minte, înțelepciune. Pentru că este foarte important să poți să înțelegi
mecanismul, să poți să înțelegi fenomenul, să poți să îl iei, să-l duci mai departe și atunci, înțelegând mecanismul, când s-a stricat ceva, știi să intervii, să duci mai departe ca să poți să ajungi la final. Avem foarte mulți clienți din Orientul Mijlociu care vin pe teritoriul României și discutăm comparativ cu țări ca și Austria, țări ca și Cehia, țări ca și Slovacia, ca și Ungaria și spun, domnule, aici este mai greu pentru că sunt numeric animale foarte puține. Trebuie să luăm, să selectăm 10 juninci dintr-o fermă, dintr-un județ, 15 juninci dintr-o fermă din alt județ. Iar acolo se duc și selectează 100 de juninci dintr-o singură fermă și sigur că sunt altfel organizați și pot să ceară prețul corect pe animal. Iar noi, la cantități mici, suntem suferinți. Nu mai putem ca să ne vindem produsul cum ar trebui să ne-l vindem. Îmi vine acum în memorie. Este o carte, Istoria României în cifre. Poate că odată să dau să o citesc, să vezi ce spune acolo. Din acest punct de vedere, structura este foarte importantă. În 2005, cred că, am fost împreună cu mai mulți specialiști din România la Hanovra, la expoziție. Și în ultima zi, înainte de a pleca în Germania, am făcut o vizită organizată de Camera de Comerț a lor, care se ocupa de fermierii respectivi. Adică Camera de Comerț de acolo știa clar, hanții crește purcei. Henrietta are scroafe de reproducție. Făcea legătura între cei doi și la ora H, hanții își lua 300 de porci înțărcați de la Henrietta și ducea mai departe. Avea 300 de porci pe serie, îi ducea la abator. Cum te descurci? Simplu, eu am cifra 3. Dacă apare odată o problemă la cifra 3, mă anunță. Dacă apare a doua problemă, mă scoate din circuit. Deci nu există altceva și... Apropo, de ce nu apar acele ferme de scroafe? Noi suntem foarte mari importatori de porcei. Ca să faci fermă de scroafe, ca să obții acel hibrid tetra, ai nevoie de o selecție. Ca să faci selecție, ai nevoie de răbdare. Ca să poți obții rezultate, ai nevoie de oameni care să înțeleagă. Ori nu poți peste noapte, românul vrea dacă se poate, azi apasă pe bombuț, bagă fisa și vrea Nescafe. Așa vrea să le obțină și pe toate. Și cei care vor să meargă mai departe, au ori probleme, ori să duc mai departe și sunt considerați altfel. Păi da, dar să importăm în cantități așa de uriașe sute de mii de purcei, nu mi se pare normal. Din acest punct de vedere... Statul, părerea mea, și mă scuzați că ar trebui să intervină, dacă vede este un deficit într-un anumit segment în piață, de ce nu intervine statul? Cine? Statul român. Cine e statul? Păi, statul, profesioniștii. Stați puțin. Profesioniști este una, statul este alta. Statul are un singur rol, de a lua impozitul. Alt rol n-are. Specialiștii. Unde sunt specialiștii noștri? Pe mine m-a pregătit statul român. Da, ați avut șansa de a avea ce? O bursă sau de a merge mai departe? Bine. Și după care? Și după care m-a lăsat. Adică cât timp ați figurat acolo ca și un om care ați avut un număr la universitatea respectivă, a fost bine. Când ați terminat, vin alții cu alt număr, se merge mai departe și se continuă alergarea. Dacă, într-adevăr, se dorește o implicare, repet, ar însemna să se vrea. Nu se dorește implicare. De ce? E mai simplu. Dacă te implici, să asumi responsabilitate. Eu puteam să spun că nu vine seara aici, că rămân acasă și mă culc. Venind în coaci, sunt convins că o să am întrebări și pro și contra, o să fiu întrebat de ce am spus aia, de ce am spus cealaltă, dar tot ce am spus, cred că o să fiu în măsură să argumentez și să susțin punctul de vedere la ceea ce am spus prin ceea ce însemnează mijloace tehnice și prin ceea ce însemnează acuratețea actului din tehnologia respectivă. Am înțeles. Părerea mea este că atât în acoperirea unor găuri care efectiv le vezi cu ochiul liber în
zootehnia românească și în agricultura românească statul ar trebui să se implice mult mai acerb și nu doar la nivel de subvenționare. Nu este suficient, doar ar trebui să se la toate modurile și ar trebui să înceapă direct de la favorizarea acelor tineri absolvenți care termină o facultate de specialitate și de care noi povesteam înainte de emisiune că doar 5% au o viziune și vor știu ce vor să facă și unde să se îndrume, iar diferența de 95% nu. Și atunci eu consider un rol primordial. Suntem în Europa, nu? Da. Sunt state în Europa la care mă duc cu diploma și spun că sunt medic veterinar și vreau să fac ceva, automat beneficiază niște avantaje. Nu mă duc mai departe. Aici, aproape lângă noi, în Voievodina, există la fel medici veterinari care desfășoară activitatea și care se duc. Din 98 până în 2007, când a ieșit la pensie, colegul de acolo a fost director tehnic la Institutul Comavii, DSV-ul Comavii la voi, deci era deinarul șef al Voievodinei, cum ziceam eu. Și l-am întrebat, mă, dar nu aveți probleme de numire? Ba da, dar din cei 4-5 directori, pe mine mă întreabă care îl pune director. Deci el a fost din 98 de când l-a cunoscut până în 2005-2006 când a ieșit la pensie, director tehnic. Asta însemnează continuitate pe parte tehnică. Atunci se poate implica, atunci se poate vorbi de ceea ce a spus mai devreme. Dacă timp la fiecare modificare se schimbă și comisia, și echipa, și tot... Tata, vedeți, noi avem probleme pentru faptul că nu se implică statul la acțiunile de supraveghere și control, unde se implică statul, dar cum se implică la vânzări. Abatoarele de 20 de ani, de când cunosc și eu această economie, și-au făcut de cap și nu l-au sprijinit pe țăranul român și pe producătorul român și pe fermierul român, toate categoriile care le avem. Acum, din nou, la capitolul exporturi, ar trebui să se implice statul, pentru că avem agenți și agenți economici diferiți. Unii care sunt corecți, alții mai puțin corecți. Iar eu am luat vin cu exemple din statele din Orientul Mijlociu, și Qatarul, și Cuveitul, și Turcia se implică statul în programele de importuri. Dar de ce? Pentru ca să-l controleze pe acel... De ce? Acolo este o tradiție ca statul să facă ceva pentru populație. Este tradiție ca și ICU să fie acela care să facă ceva pentru ai lui. Domn profesor, și noi nu putem să împrumutăm măsurile care sunt bune? Nu. De ce? Nu vrem. De ce au fost în partea aceasta de Românie, Transilvania și Banat, casele zugrăvite, văruite în anumite culori de către Maria Tereza? Ca să știe cel care vine cât impozit să ceară după nuanța de la casă. Adică după cum era casa, cum era gospodarul, știa cum să ia impozitul. Și acum ce facem? Repetăm istoria? Nu, că dacă am repetat ar fi bine, s-a luat impozit la fiecare după cum ar putea să dea. Dar acum se ia impozit după alte criterii, după alte cerințe. Deci din acest punct de vedere, bun, suntem expuși la ceea ce însemnează lipsa de înțelepciune a celor care, în momentul de față, din varia motive, conduc activitățile zootehnice în România. Dumneavoastră vedeți unde s-a ajuns. Când eu am absolvit facultatea aici, în Timișoara, se vindea hectarul de teren la 100, 200, 300 de euro. Da? Parcă țin minte bine. Am ajuns ca eu, dacă vreau să îmi fac o fermă, să accesez un fond european, că vorbim de fonduri europene în fiecare zi și în fiecare minut, să mă duc să cumpăr un teren de la un străin, să creditez bani de la o bancă cu capital străin și... Și dați 100 de euro pe metru pătrat. Și dau 100 de euro pe metru pătrat. Da. Deci în țara noastră... Da, da. Deci pentru că aceasta a fost voința celor care la vremea respectivă conduceau sau dirijau interesele României. Din acest punct de vedere, noi am învățat foarte bine ce însemnează ciubucul.
Adică când atunci când venea turcul să ceară și omul n-avea, spunea, dă-și tu de un ciubuc. Ciubucul însemnea luleaua aia turcului, se pune niște tutun acolo ca să nu plece cu mâna goală. L-am dus în altă parte și am ajuns acum la ceea ce însemnează lobby sau altă formă de exprimare vis-a-vis de... Păi este necesar și acest lobby. Nu, da. Nu este o problemă. Vis-a-vis de ce însemnează dezvoltarea tehnică, dezvoltarea din punct de vedere a potențialului productiv, nu ceea ce însemnează a se introduce supreș problemele. În 86, când am început activitatea la fostul Institut Agronomic, erau acele modalități de a ajunge în posesia literaturii străine. Erau niște cartoane pe care le trimitea Institutul Pasteur și ceilalți care făceau traducerile respective. Și am găsit că anual în Franța mor cu diagnosticul de diaree 60.000 de viței. Deci anual în Franța mor de diaree, diagnosticul de diaree 60.000 de viței. În România, pe vremea respectivă, dacă murea un vițel, ajungea la primul secretar. Zic, ce se întâmplă aici? Care e situația? Adică oamenii au recunoscut că sunt depășiți și au spus, domnilor, voi care sunteți luminați, haideți și soluționați problema. Nu ascundem sub preș. Cunoscând care e problema, s-ar putea să găsim și soluții. Și erau reale acele raportări ale noastre? Care? Că nu are vițelul? Da. N-aș vrea să vă spun câte piei aveam în magazin. Am înțeles. Aici e problema. Da. De asta însemna să pot să am reproducție, ca să pot să fac numărul de viței, să am efectiv pus bine acolo ca să pot să scot ceea ce murea, ca să pot să acopăr primiparele care fătau și n-aveau ugeri de aici. O problemă care mă frământă pe mine foarte mult și poate că m-a ajutat să găsim o soluție este problema rasei țurcană. Rasa de oi țurcană pe teritoriul României și mă frământă și mă doare prețul la care se vinde acest produs de la țurcană. Nu mai discutăm despre prețul lânei, despre prețul laptelui și așa mai departe. Ciobanii români, fermierii români sau crescătorii de oi țurcană, ca să spun așa, știm cu toții că îi cresc pentru a vinde un număr cât mai mare de miei și la un preț foarte bun. Oare din ce cunosc eu, nu este așa? Prețul pe care îl oferă exportatorii de multe ori nu acoperă costul de producție. Și atunci vin și motivează că este o rasă care nu are calități bune la randamentul, la sacrificare și la celelalte calități. Da. Când au venit prima dată specialiștii din exterior în România, da ce rase primitive aveți, da ce grajduri primitive aveți, da ce bună e carne. Deci, din acest punct de vedere, să recunoaștem că intensivizarea duce și la niște modificări structurale ale cărnii. Țurcana este o rasă pe cale de dispariție pentru că ea este paralelă cu miorița. Țurcana, dacă o crești închisă, ai terminat-o. Ea trebuie să fie crescută în libertate, ori acum au dispărut acele șanse pentru acei oameni care au în transformanță și care reușeau să mai țină o porumbiște, reușeau să mai aibă locuri de iernat, începând din Bărăgan până în Câmpia Banatului, de aici până la Jina și așa mai departe. Știm modul în care se reușea să treacă peste iarnă cu aceste animale și modul în care reușeau să ajungă la final. Schimbându-se forma de proprietate, mai greu poți acum să te duci cu oile pe terenul altcuiva, pentru că s-ar putea să rămână oile acolo. Și de aici este marea problemă a celor care vor să mai crească țurcan. Va trebui să gândească la ce semnează suprafața de teren de care au nevoie. Cred că dacă spun 15 ani, nu greșesc. N-am mai văzut, n-am mai auzit. Eu sunt undeva de la poalele Semenicului, mai aproape de Muntele Mic decât Semenic, n-am mai văzut să mai treacă oi la munte. Toată lumea s-a obișnuit pe izlaz, la câmpie, unde e bine și așa mai departe. Și atunci, nu se poate, stând în fotoliu, să fii campion. Acum vă să sară pe mine ciobanii să spună că nu, îi ponegresc. Nu. Problemele majore care sunt la acele
certificate sanitar-veterinare de transport, la cele autorizații care au mașini de transport. Este târgul la Hațe, nu? Da. Unde toți se duc ca să facă schimb de berbeci. Da. Replica a fost simplă. Bă, voi mergeți acolo pentru a face bani. Deci trebuie să vă taxez. Da? Ce se știe despre rasa de oi care este pe Valea Jiului? Se știe de mocanii care mai sunt încă pe acolo și care au acele oi deosebite care ajung în greutățile deosebite într-un an de zile. Adică mă interesează modul în care se poate sau nu se poate merge mai departe pe acest mod de lucru. Reușim sau nu reușim să ne facem înțeleși de ce vrem? Da. Problema majoră este totuși, din punctul meu de vedere, prețul la care se vânde acest produs. Da. Pentru că totuși se produce da, în cantități mari. A scăzut numărul celor care consumă carne de oaie. Nu? Da. Nu mai tăiem miel, nici nu mai discutăm, nu mai mâncăm carne de oaie. Dar atunci și toate celelalte. Da, vreau să vă spun, domn profesor, că avem reacții pozitive din partea colegilor. Primim frumoasă emisiune și interesantă, felicitări pentru asta, dar în cel mai scurt timp mă tem că termenul de fermă va fi pe cale de dispariție, având în vedere că efectivele de animale sunt în continuă scădere, spune un coleg de-al nostru medic veterinar. Da. Da. Pentru că neavând fermieri, neavând acele familii care se transmite din generație în generație dorința de a crește animale, aceste informații pe care le știe fermierul transmite fiului, normal că nu mai avem fermieri. Neavând fermieri, nu avem ferme. Avem oameni care sunt angajați, avem complexe, avem alte forme de prezentare. Și asta nici este de... rezultatul subvenționării. Nu. Nu? Este rezultatul lipsei de înțelegere a animalului. Mereu fac comparația cu a atinge ugerul la o vacă. În momentul în care te pui să mulci, te apropii de niște vene, te apropii de o mașină de făcut bani. Și atunci trebuie să știi cum pui mâna, cum strângi, cum te duci mai departe. Nu? E vorba de aparatul de mult, sau trebuie mai mulți acum la aparat. Ducem aparatul de muls la control așa cum ducem mașina la revizie tehnică? De ce? Numărul de pulsații, presiunea care o are, sunt situații la care crește numărul de celule somatice în lapte fără să am încărcătură microbiană. Tot se întreabă de ce? Simplu. Acei ciorape, acele manșoane, trebuie și ele schimbate. Au și ele niște perioade de uzură care trebuie înlocuite. Doi, momentul în care am modificat pulsația la aparat, trebuie să corespundă ce? Cavitatea bucală a unui vițel. Dacă face altceva, mi-apare altceva. Și de aici modul în care reușesc să le înțeleg pe toate acestea. Nu? La ora actuală se conduce cu căști în urechi. Mai de șoferul respectiv, zgomotul motorului. Păi, mulți fermieri au abordat achiziționarea acelui robot de muls. Da. Care spune da, că... Este foarte bună automatizarea doar în momentul în care știi să menții toți parametrii lui. Pentru că are niște parametri clari. În momentul în care nu are exact modul lui de funcționare, se oprește. Și atunci ai două variante. Ori îl ții în stare de funcționare, ori anulezi senzorul respectiv. Nu? Deja există acel conductimetru care permite scoaterea aparatului mus pe sfertul care are început de mamită, adică creșterea clorurilor. Prin creșterea clorurilor crește conductivitatea. Am acest aparat pus la aparatul de mus, îl dă jos și gata, știu, nu mai apuc să fac hermastitescul. Deja știu din stat că va apărea o mamită și pot să intervin. Da, iată, domn profesor, felicitări pentru emisiune educativă și interesantă pentru micii fermieri și nu numai. Salutări domnului profesor. Așa că da, deci colegii... Bun, să vedem că apar criticile, că... Acolo chiar răspund. Din prima să ne critique. Să... Dar de ce nu? Este foarte important să știi de la început ce faci, pentru că astfel revii la ceea ce trebuie să faci, acel făcând ceva, se pare că faci bine. Nu? Deci trebuie... Nu o să-l uit niciodată și o să-l parafrazez pe domnul profesor de zootehnie SAS, Emil SAS, și care ne spunea mamuturile sunt un fiasco. Și se referea în special pe... se referea la Comtim. Cum considerați această catalogare a dânsului?
vis-a-vis de... Dumnealui a lucrat la Comtim, știa din interior ce și cum, așa că putea să... Credeți că fermele foarte mari pe teritoriul României nu sunt foarte economice, foarte rentabile? De rentabilitate putem vorbi la nivel de fermă, la nivel de sector, la nivel de mamut, să respectăm conceptul. Ori la nivel de mamut niciodată nu va fi în pierdere. Pentru că dacă partea de mamut din România lucrează în pierdere, partea de mamut din Polonia lucrează în beneficiu și la nivel se echilibrează. Toate acestea au fost construite pentru a obține o producție. Este foarte important să înțelegem că se putea livra oricând orice cantitate în vremea respectivă pentru că aveau de unde. Adică, din punct de vedere tehnic, erau foarte bine puși la punct. Atunci când stăpânești tehnologia, știi dacă s-a întâmplat ceva, unde să intervii și ce să faci. Ca să ajungi să tai 1 milion de porci pe an, trebuie să ai în spate o reproducție serioasă. Serios. Încă n-am reușit să reducem perioada de gestație la nicio specie. Încercăm să facem acum niște extrapolări, dar mai durează până când reușim. Și atunci trebuie să respectăm perioada de gestație ca să obținem produsii. Dacă până acum tot ce era sub 800 de grame renunțam, acum tot ce e la 600 de grame în sus. Îi ținem de ce? Deja sunt scroafe care fac 18-20 de purcei. Ori n-au loc în uterul respectiv numai acea greutate. Și deja se schimbă optica vis-a-vis de greutate. Se schimbă optica la perioada de însămânțare a vițelelor. Se schimbă optica vis-a-vis de perioada de obținere a puii de carne. Ce însemnează toată această zootehnie care merge într-un ritm alert. Am fost curios să văd care a fost perioada de multiplicare a informației și viteza de transmisie. Din anul 1 până în 1700 s-a dublat. A fost nevoie de 200 de ani ca să dubleze doar 1900. A fost nevoie de 50 de ani ca să dubleze următoarea. A fost nevoie de 20 de ani ca să 1970 deja dublată cea din 1950. Cantitatea de informații și viteza de transmitere a informației. Acum se pare că se dublează undeva la 2 luni. Ăștia care studiază fizica cuantică spun că se va schimba undeva la zi. Deci ajunge la o cantitate extraordinară de informație și la o viteză extraordinară de transmitere a informației. Atunci trebuie să țină cont și zootehnia, numai că aici nu putem încă schimba. Dar totuși primim informația la nivel național. Eu ce spun? Crește viteza și primim informația. Și asta ce însemnează? Cei care au bază și se pot duce, primesc informația și merg înainte. Cei care sunt Schweizer și n-au nimic, primesc informația și nu pot pune în goluri, că n-au cum să meargă mai departe. Adică cel ce are va mai avea, cel ce n-are se va lua și ce are, nu? Din moment ce n-ai bază, nu poți să te duci, nu poți să ții ritmul cu ceea ce înseamnă producția vis-a-vis de cantitatea și viteza de transmitere a informației la ora actuală. Deci considerați că informația este factorul principal în dezvoltare? În dezvoltarea fermelor? Categoric. Păi gândiți-vă la cineva care reușește să beneficieze de o firmă care îi dă voie să instaleze o tehnologie nouă. Automat are niște beneficii că e deschizător de drum, da? Și o primește cu un discount, o primește cu niște facilități. Cel de-a doua, cel al treia, nu mai are aceleași facilități. Orice care s-a obișnuit deja cu acea tehnologie, cei care vin în urmă, mai greu pot să-l prindă. Nu semnează că nu se poate, dar este mai greu de prins. Atunci este foarte important modul în care ții pasul cu tehnologia, ții pasul cu știința. Și cum vedeți propagarea acestei informații în mediul rural, unde sigur că informația ajunge mai greuț și poate că acel mic producător nu are întotdeauna nici timpul necesar, nici banii necesari de a se deplasa la diverse târguri sau la colocvii informative sau nu stă de vorbă cu un consultant de calibru. Cel care dorește va găsi sursă de informație. Cel care dorește doar producție va lua ceea ce crede că e bine și le va pune în practică după cum crede el. Din acest punct de vedere, există camere de comerț, există reprezentant al camerei de comerț, există în cadrul primăriei funcție care se ocupă și cu așa ceva. Ori din acest punct de vedere, dacă cei de acolo
doresc să fie informați, vor alege pe cineva care să dea informații, dacă doresc să pună cineva că le este drag, îl pune pe acela că este drag și vor merge mai departe. Da, dar eu am constatat un lucru, acele ajutoare de minimis care au fost pe bovine. În unele județe aveau implementare mare, erau județe, nu le dau numele, niciun dosar nu s-a implementat. Deci cine vrea să facă, se interesează și face. Cine vrea să se facă, că face... Păi se interesau, existau doritori, dar acele dosare niciodată nu corespundeau... Anual cam 20 de persoane vin la mine să mă întrebe dacă pot să-i ajut să crească, să facă ceva. Da. Prima întrebare le pun dacă au piață de desfacere. Pentru că pot să-i învăț să crească. Nu pot să-i învăț să vândă. Pentru că stabilirea prețului nu depinde întotdeauna de mine. Și n-aș fi cinstit să-i amăgesc. Din ăștia să mai întorc 5 a doua oară, din care mai rămân 3 să-și finalizeze. Da, asta cu prețurile este o problemă, pentru că ar trebui o stabilitate pe 5 ani, cum am spus, măcar 5 ani, măcar 10 ani. Când te apuci de un business și faci un business plan pe o fermă, pe o fermă de producție, indiferent de care, trebuie să știi să nu se modifice raportul. Da. Care este cea mai profitabilă investiție, da, instituție din România? Nu știu, finanțele, nu știu. Banca, nu? Da. Își menține dobânda? Își menține cerințele care spun la începutul contractării împrumutului? Nu, nu le mărește. Vedeți, după Euribor, după cele scutele, frate, da, după da, eu primesc, nu exagerez, 10 de telefoane pe zi de la fermieri care vor să vândă. Da. 10 de telefoane. Da, da, da. 10 de telefoane, deci e greu să vinzi. Și să vinzi bine. Deci aici este partea de dezavantaj a fermierului. Cei care se ocupă de vânzare au înțeles că fermierul acum trebuie să-și vândă marfă, măr, păr, varză, lapte, ce-o fi, și dacă nu o dă, pierde. Și atunci el îi spune un preț, când ajunge alt preț și când vine la piață alt preț, că dacă s-a reușit acele asociații profesionale, acele firme, acele cooperative în care să aibă reprezentanți care să se bată pentru așa ceva, s-ar putea ajunge mai departe. Dă-i, Doamne, minte românului să facă acele cooperative. Dar, domnul doctor, cei care vor să facă, vor face. Partea delicată că nu o fac aici. Întâmplarea o face fac că unde cunosc. În vară am fost contactat de către un vicepreședinte de asociație mare de taurine pe România să ne întrunim la Aula Magna de la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj pentru a pune bazele unei cooperative. A rămas la o primă întâlnire și la o primă discuție. Pasul următor? Nu s-a mai făcut. Vedeți? Toată lumea vine cu niște așteptări pe care vrea să le impună. În momentul în care vii la o negociere, să știi să și cedezi. Nu îți calci principiile, dar cedezi pentru a obține beneficiu când? S-ar putea? Păi mâine. Toată lumea vrea astăzi. Puțin vor mâine, păi mâine nu vrea nimeni. Ori ca să poți să ai ceva cu bătaie lungă, trebuie să ai structură ca să poți să mergi mai departe. A fost situație că am venit, am spus, domnule, acum îmi trebuie 50.000 de ouă. Crezi că le-am în buzunar? De unde să ți le dau? Ele trebuia că erau sărbătorile. Zic, vină în februarie, că îți dau în februarie. Tu nu-mi trebuie. Vedeți? Din acest punct de vedere, toată lumea vrea atunci când este el interesat. Ori dacă vorbim de continuitate și suntem împreună, suntem împreună și când crește și când scade prețul și avem amândoi, acum ai avantaj tău, acum ai avantaj eu, da. Nu? Ca să putem să mergem mai departe. Am întâlnit fermieri care spunea așa, domn profesor, acum, dacă vând tot ce am, acoper toate datoriile de la bancă și mai rămâne și ceva. Și? Dar ce fac la anul? Că am nevoie să merg mai departe. Și atunci a preferat să rămână cu acea datorie în bancă, să plătească rata și toate celelalte, ca să aibă continuitate. Adică este foarte important modul în care reușim să înțelegem și ziua de poimâine. Nu se poate obține totul numai pentru mine sau pentru azi. Atunci hai să mâncăm azi, să bem, că mâine murim și cu asta basta. Iar revin la ideea mea. Statul să facă programe pe termen lung.
Da. Pentru că statul va face programe atunci când va înțelege care este rolul lui. Deocamdată statul are rolul de a lua impozit. Atât. Nu este bine. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar de ce să spunem că e albă când vedem toți că afară e noapte? Nu? Sau să închidem ochii în mijlocul zilei și să spunem că e noapte afară, nu? Deci nu, am spus, dacă vrem să facem ceva, să recunoaștem adevărul, care am spus este unul singur, și apoi, de la acel adevăr, să vedem care sunt problemele și cum găsim soluții pentru fiecare la momentul respectiv ca să ajungem unde ne-am propus. V-am spus, simplu, luăm de aici până aici avionul, da? Perfect în avion și ajung acolo, nu știu nimica. Atunci mă duc pe jos. Da, da, cât timp bea? Atunci eșalonez. O etapă, două, trei și făcându-le așa, reușești să înțelegi ce se întâmplă în fluxul tehnologic. Ca să poți să coordonezi o activitate, să știi de fiecare dată ce se întâmplă. Mai au studenții și mă duc cu ei la dezinfecție. Și primul lucru este curățirea mecanică și apoi sanitară. Au avut șansa sau ghinionul să aibă o baterie de puicuțe. Au fost două grupe a câte 10 studenți, două zile, nu? Deci au fost ce lucra. Ați vedeți? Am spus o frază, curățire mecanică. Acum înțelegeți ce însemnează, pentru că au trebuit toate luate, făcute, dar au văzut ce însemnează adăpătoare, ce însemnează transport, ce însemnează furajare, toate le-au văzut, le-au înțeles și acum știu data viitoare când le spune, domnul, știi, am terminat. Cum se termin? Că asta durează atâta, n-ai cum să o termin. Sau dacă da, hai să verificăm cum. Dacă dai o dispoziție și nu verifici cum s-a efectuat, mai bine nu o da. Este foarte important să fie acest feedback. Ai greșit. Nicio problemă. De ce ai greșit? N-ai știut, n-ai putut sau n-ai vrut? Iar o problemă la nivel național, aceste dezinfecții nu sunt respectate. Nu sunt... Dar știți de ce? Am scos din start ideea de control a eficienței dezinfecției pe ideea că până o semnează directul sau cine o fi, deja trece perioada respectivă. La nivel de disciplină, domnul profesor Decun a avut și a mers mai departe cu acel TMT, un test micrologic de teren care se permite ușor. Din punctul meu de vedere ca și igienist, nu mă interesează cu ce ai făcut dezinfecția. Când vin, să corespundă cerințelor. Nefăcându-se acest control, avem de-a face cu această etapă, cu aceste probleme care duc... Cât are un vițel când îl fată vacă? Câte kilograme da. Sau? Câte... Depinde. 45-50 de kilograme, 30, da? Da? Un porcel? Depinde, iar. 600-800 de grame. Un pui? 32-37 de grame. Vițelul, dacă îmi pierde vreo 5 kilograme, nu-i problemă. Porcul, dacă îmi pierde 100 de grame, nu-i problemă. Puiul, dacă îmi pierde 100 de grame, moare. Cel care 37 de tot, nu? Yeah. De aceea e foarte importantă temperatura cu care îl aștept și gradul de curățenie care îl aștept. Pentru că e vorba de noua șansă pe care o are noua mea generație de venit, noua mea sursă de venit. Ori dacă el vine pe o suprafață care conține o încărcătură, materie organică, ce șanse să meargă mai departe? Pentru că anticorpii, maternal sau... Mi-aduceți aminte de o chestiune, un fermier cu care colaborez și a expus toate vițelușele într-un adăpost foarte curat, iar vacile le-a lăsat să fete pe o balică de jumătate de metru. M-a chemat pe mine și mi-era așa o milă de cei vițeluși care stăteau acolo întinși pe acele noxe și zic, măi, omule, scoate tu, bagă-le pe alea mai în spate și inversează rolurile. Aici avem... Da, apropo deci, de Satul Mare, Baia Mare, eram mai junior, alergam și pe zonele respective, știa că vin... Și într-o hală de pui erau vreo 10 termometre undeva la jumătate de metru față de sol. Ce relevanță aveau? Temperatura se măsoară la nivelul foselor nasale ale speciei și categoriei respectiv. Trebuia la 5 cm față de sol. Ori au pus din start că nu știu ce însemnează măsurarea temperaturii, nu? Concret, merge tânărul acasă la bunica și bunica îl bagă în camera de față, nu? Care nu a făcut foc de la Crăciun, dar face cum vine de potul. Când se gălzește camera? A doua când zi. Pleacă. Da. Nu? Cum se simte la noaptea aia? E, așa este și purcelul, așa este și pui, așa e și vițelul când vine pe ceva rece și murdar. Da. Și dormim aici, bine pun cearceaful umed și murdar. Și de aici problemele. De aici toate celelalte... Ori un fermier care a văzut la tata lui, la bunicul lui,
lucrurile cum decurg. Nici nu mai se pune problema la acel individ să nu știe cum să primească un nou fătat. Da, dar ăla nu face investiția pentru a primi subvenții. Că este un plus valoare acea subvenție, de acord. Domnul doctor, un fermier face asta ca așa dictează bunul lui simț. Da. Ori, noi dacă ne străduim să formăm fermieri pentru că ei vor să facă ceva, am venit la veterinar că îmi plac animale, ce? Să le mângâi. Da! Și acesta este un beneficiu. Poneiul care îl încaleci, pisoiul care îl mângâi, câinele care îl plimbi, și ăsta este un produs. Ca să poți să mângâi câinele respectiv, trebuie să aibă blana curată, să n-aibă păduc, să n-are purie, să nu urineze. Numai la locul lui. Nu? Și de aici intrăm în alte probleme legate de comportament. Da. Ați atins problema apei mai devreme și ne-am luat cu alte discuții și am vrut să revin. Din nou îl parafrazez pe domnul Sas și spunea apă de cea mai bună calitate. La fiecare curs, de fiecare dată, animalul trebuie să aibă apă de cea mai bună calitate. Apa este ce înseamnă, un aliment. Ce înseamnă apă de cea mai bună calitate? Da. Până în 91 am avut o legislație care îmi permitea maxim 17 mg amoniac, respectiv nitrați pe litru. La ora actuală am modificat, chiar anul trecut a apărut o nouă ordonanță care din nou completează legea din 2002-2014, mergem tot așa cu completări, care îmi permite 50 de grame, miligrame, pardon, de nitrați pe apă. Deci atât este maxim cât anumite omsul. Dar 50 are sursa, 50 are salamul, 50 are brânza, 50 are cașcavalul, 50 are celelalte, cât ajunge să fie consumat de om și de animal? 2. Legislația cu privire la apă nu are nici măcar o frază cu ceea ce însemnează apa destinată consumului animale. Totul se referă la apa îmbuteliată. Pe teritoriul României sau la nivel mondial? Nu, de România vorbesc. Nu, vorbim de România. Am avut curiozitatea să mă joc. Și am luat câteva loturi de șobolan la care am pregătit mâncarea cu apă care a avut de concentrații de nitrați. Metromoglobina care se formează datorită acestora a crescut așa, direct proporțional. Tot ceea ce depășește 17 mg amoniac, nitrați, pardon, pe litru, deja ne afectează ficatul, rinichii și creează probleme la nivelul imunității. Deci fermierul nostru să înțeleagă, să curețe gheaburile, să nu mai toarne apă pe balegă și să facă analiza la sursă. Dacă sursa se încadrează, însemnează că mai departe e vina lui că nu știe să o administreze. Dacă sursa nu se încadrează, se vadă din ce cauză. E vorba de o poluare sau de o structură a solului respectiv. Nu, dar eu vorbesc de strict curăție, de igienă. După aceea vine partea a doua. Trebuie într-adevăr pentru să că aibă... Vă rog să repetați. Da. Afectează rinichii. Ficatul. Imunitatea. Imunitatea. Da. Da. Și se instalează. Și de aici tot ceea ce vrei. Un tineret care n-are rinichi, n-are ficat și n-are imunitate, nu ajunge adult. Așa. Corect. Și atunci? Nu mai discutăm de pagubele economice și sporul mediu zilnic. Și... Nu are rost. Nu are rost. Mai dau acest exemplu. Întreb, voi doi sunteți prieteni, da? Ia pune deștul pe nas la colegul tău. De ce nu respiri bine? Păi nu pot. Atunci cum se respire dacă nu are condițiile bune? Cum se ducă mai departe dacă ficatul nu poate funcționa? Cum se ducă mai departe dacă rinichii nu filtrează? Da. O altă problemă care, cu care mă confrunt și cei care îmi cer consultanța, le spun să vaccineze. Să vaccineze, vaccinați, vaccinați și iar vaccinați. Oare... proprietarul, fermierul, crescătorul nu are noțiunile de bază, ce înseamnă imunizare, ce înseamnă deparazitare, ce înseamnă prevenție. Confundă acești termeni de foarte multe ori și le spun cu foarte multă autoritate și le explic ce înseamnă deparazitare, imunizare și prevenție. Iar Cred din nou că statul ar trebui să vină, din nou cred, și specific că statul trebuie să intervină. Domnul doctor, atâta timp cât la nivel de mass media discutăm de virusul antraxului, discutăm de astfel de anomalii, E. coli, E. coli și așa mai departe, omul se uită, vede și ia informația de
Bun. Vorbind de biosecuritate, care este un complex de măsuri care începe de la amplasarea fermei, împrejmuirea fermei, vis-a-vis de ce însemnează dezinfecția, vis-a-vis de ce înseamnă flux tehnologic, vis-a-vis de ce însemnează imunitate. Ca să pot să-mi apară anticorpi post-vaccinali, am nevoie de un animal sănătos care să aibă proteina pe baza căruia să se formeze anticorpi. Nu? Sunt aceste vaccinuri polivalente. Da. În momentul în care, în loc de 2 saci de ciment cât putea să ducă Georgică, îi pun 4 în spate, cum îi duce? Păi nu-i duce. Deci, unul, se pune problema ce fel de vaccin folosesc, modul în care îl folosesc și ce însemnează vaccinarea. Pentru că sunt acele vaccinări obligatorii în funcție de specie, pentru că există pericol de răspândire a bolii respective sau este pericolul de a se transmite mai departe la om, în funcție de, dacă vorbim sau nu, de zoonoză, și vorba de acele vaccinări care sunt specifice producției. Și atunci este foarte important ca acel fermier are sau nu are contract cu un medic veterinar care asigură consultanța. Și atunci, ce mai am eu cu statul care, așa cum a spus, va pregăti să deveniți medic veterinar, dacă nu puteți să asigurați consultanță la fermierul care vă cheamă? Deci, din acest punct de vedere... Fermierul nu mă înțelege. Adică el nu vede rezultatul imunizării mele cu acel vaccin. Aici este o problemă de mentalitate. Dar în momentul în care vine statul și îi face gratis, îi dă o gratuitate, sigur că acel fermier nu mai comentează. Dar eu, dacă vin, eu ca și... Gratis nu-i nimic. Corect. Pentru că statul plătește pe medicul concesionar să facă activitatea respectivă. Mai mult sau mai puțin. Ori din acest punct de vedere, asigurarea imunității efectivului este, dacă vrei, punctul tău de plecare ca să ai producția. Nu vrei să înțelegi, nicio problemă. Partea delicată, când există acea entitate morbidă, care datorită nevaccinării se răspândește și mă afectează și pe mine. Păi aici ai problemă. A crea o zonă indemnă. Aici trebuie mers, domnule, a crea o zonă indemnă, însemnează că tu, care ești în zona asta indemnă, poți să vinzi oriunde și oricând, pentru că ești indemn. Tu dacă nu mă asculți și nu vrei să respecti statutul de indemn, te scot afară din zona respectivă. Da, dar nu am eu această calitate. Ba da, fermierii care sunt împreună trebuie să poarte discuția cu fermierul respectiv. De ce nu? Credeți că se poate... La nivel de fermier se poate, vă spun eu. Se poate rezolva astfel problema? Nu prea, mă rog. Domnul doctor, la nivel de fermier se poate rezolva problema. Da, nu. Fermierii noștri nu au... Păi v-am spus, noi nu avem fermieri. Da, nu vreau știu să... că mă contrazice, știu că nu vă place, dar... Corect. Nu este normal. Pentru că sunt foarte mulți oameni care au investit și s-au întors și din străinătate și au investit în zootehnie. Au venit și au început să facă cu gândul la câștig. Ceea ce nu-i rău. Asta e. Ești normal. Fiecare face ca să câștige. Bineînțeles. Problema este, ești pregătit să știi ce te așteaptă ca să câștigi. Nu ești pregătit, documentează-te, informează-te, alegeți un consilier care te duce mai departe. Să alegi un consilier care să spună că tu ești cel mai deștept, cel mai bun? Foarte bine, vei obține rezultatele care vrei. Din nou revin. Cunoscând adevărul, putem merge mai departe. Îl ignorăm, avem problemele care sunt. Da. O altă problemă foarte gravă este că abatoarele noastre primesc acele animale care sunt... sub influența antibioticelor, nu se respectă acea perioadă de carantină, nu vorbim de sacrificările de necesitate. Asta este, nu le putem, un animal dacă moare, sigur că pagubele economice nu o să-l lasă moară și atunci îl sacrifici. Dar sunt fermieri, sunt intermediari care fac tratamente după bunul lor plac, după capul lor, după știința lor și se duc și le abatorizează. Păi apare conceptul de trasabilitate. Aici este rolul acelui coleg care răspunde de zona respectivă, care, dar nu poate să controleze. Dar nici nu trebuie să controleze.
În momentul care s-a întâmplat ceva, agentul economic care a greșit trebuie scos din circuit. Domn profesor, cine credeți că spune și cine credeți că recunoaște o astfel de problemă? Atunci înseamnă că ne place minciuna și rămâne mai departe așa, circula pe net o poantă simpatică, începând 1 aprilie, pui se vând numai cu rețetă. De ce? Atâtea antibiotice au. Poftim. Dar e ceva real. La ora actuală, una din doctorande studiază impactul poluării domestice asupra mediului. Adică ce se întâmplă când o gospodină își ia o bucată de carne, o pregătește la bucătărie, normal că pune în cratiță anuală carnea, după care o spală și apa respectivă ajunge la ghiuvetă, apoi în apa de canal, iar punga cu șervețelul respectiv ajunge la tumberonul de gunoi. Am luat acel șervețel care se găsește sub carnea, indiferent că e pulpe, că e mici sau ce sunt, și am determinat încărcătura în enterobacterii acele, coliform, streptococi și salmonele. Salmonele încă n-am găsit, restul toate le-am găsit. În situația în care legea îmi spune că maxim anumit număr de germi trebuie să găsesc. Adică, repet, nu este pericol de a fi afectat cel care mănâncă, pentru că o prăjește, o fierbe. Pericol de a transmite mai departe. Și trimiți copilul la pubel să ducă gunoiul. Pune mâna, trezești după aia că de unde o luat, ce o luat. Asta e un aspect, dar și mănâncă. Da, dar frigând-o, fierbând-o, reușim să mai puțin ceea ce însemnează alte tulpini de coli care nu le-am găsit sau ceea ce însemnează. Dar, din nou, cine urmărește așa? Pentru că există acea trasabilitate care îi permite colegului care lucrează în domeniu să spună da sau nu. Da. Nu știu, nu știu cum s-ar putea controla, pentru că practic nu se realizează ceea ce spuneți. Pentru că nu se vrea. Iar nu se vrea. Da. Și aici. Da. Da. Și acolo, și aici. Dar nu o să fiu acolo când trimite ăla animal, nu o să fiu acolo când îmbarcă ăla. Las acolo cotoare, las acolo, tot se fac cârtile, tot fain frumos și fiecare își vede de treaba lui fără să mai fie probleme de altă natură. Nu? Deci, repet, în momentul în care m-ați anunțat și am spus că vin aici, am spus că vin. Puteam să spun că nu vin. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în această emisiune. Ideea este că cine ar trebui să dea tonul al acelui verb a se vrea? Da, bine pusă întrebarea. Cel care plătește. Consumator. Consumatorul să dea tonul. Da, bineînțeles. Și cum poate consumatorul să... Având pretenții și citind eticheta. Când pe o etichetă de la o firmă vezi că scrie după ce le-ați preparat, spălați-vă pe mâini. A nu se prepara la microunde, a nu se consuma carne crudă. Mai cumperi de la firma respectivă. Cât citesc, vă întreb eu. Domnule, nu vrei, suportă. Deci, din acest punct de vedere, vrei să fii sănătos, documentează-te. Nu vrei, ia ce ți se administrează. De aici, dovadă că toți fac ceea ce vreau, că li se permite. Da. Nu știu cum ar trebui, cine ar trebui să dea tonul să se oprească, să se stopeze aceste... E vorba de fiecare de a avea reprezentanța lui și de a înțelege care este rolul lui și a-și deplini rolul indiferent de ceea ce însemnează. Pentru că nu vreau să vă supăr, particip și eu la acele cursuri de pregătire continuă pe care le face Asociația Medicilor Veterinari și la ultimul curs a fost domnul profesor, nu mai țin minte numele, de la București, de la boli infecțioase și s-a ridicat problema TBC-ului. România are cam, încă am înțeles bine, 16% TBC și cunosc doi prieteni fermieri, care sunt chiar prieteni, și au trebuit să desfințeze ferma integral datorită TBC-ului. O colegă de-a noastră a pus o întrebare foarte clară, de ce nu se dorește eradicarea TBC-ului, a spus ea, pe da? Teritoriul României și măsurile să fie mai concrete de... Și acel domn profesor nu a răspuns. Și colega noastră a spus, nu aveți dumneavoastră vina respectivă, dar ce trebuie să facem? Pentru că pagubele economice sunt enorme.
am prieten care a investit o avere într-o fermă și a desființat-o datorită TBC-ului. Iar legislația nu este întrajutorătoare pentru acel fermier. Da, domnul, merge la dentist, la stomatolog. Da. Dacă nu vă place, ce faceți? Vă schimbați, nu? Da. Acel coleg, acel prieten, n-a avut un consilier medic veterinar. Păi da, dar se supune DSV-ului din zona respectivă. Da, domnule, da, deci este medicul concesionar care vine și face tuberculinarea. El a cumpărat animalele, nu? Da. Da, când le-a cumpărat, au fost tuberculinate. Da. Cine le-a tuberculinat? Cine a prezentat hârtiile? Păi firma care le-a vândut. Bun. Le-a vândut cu un certificat sanitar veterinar. Foarte bine. Când au ajuns în fermă, la 4-5 zile, au pus să facă din nou tuberculinarea. Cum au ieșit animalele? Păi au ieșit și pozitive și... Și atunci, cele pozitive, ce n-a discutat cu firma respectivă să-i le ia înapoi sau să le plătească? Deci, în acest punct de vedere, ce fac dacă am un cui în talpă? Merg mai departe cu el sau o scot sau o arunc pantoful? Nu, legislația, din punctul meu de vedere, nu este întrajutorătoare. Nu se pune de ajutor, problema se pune de a lucra corect. Corect. Da. Și atunci, dacă animalul eu l-am cumpărat, că mi-a plăcut prețul, și n-am știut ce cumpăr, e vina mea. Din acest punct de vedere, va trebui să înțelegem modul în care ne asumăm responsabilitatea. Nu e subiectul meu, dar am fost curios. La acești cai de curse care se cumpără, prețurile de la undeva la 30-40 de mii de euro, ăștia sunt prețuri mici, se păstrează radiografiile timp de 5 ani de zile. Adică, dacă eu am spus că articulația asta e bună și îl bag în competiție și calul pățește ceva, eu suport consecințele. Cine a făcut tuberculinarea concret și n-a acționat cum trebuie, a fost chemat la întrebări? Păi nu a fost chemat. Și atunci, de ce să discutăm? Și nu vreau să putem vă spun... eventual discuta dacă s-a sau nu s-a acordat și nu vreau să vă spun mai departe ce a pățit săracul fermier. A trimis animalele la un abator, da? Abatorul a negociat un preț, abatorul le-a retrimis înapoi pentru că medicul veterinar de acolo nu a vrut ca să sacrifice animalele în abatorul respectiv, iar în alt abator de pe teritoriul României acele animale au putut să fie sacrificate, bineînțeles, la un preț derizoriu. Deci, toate trebuiau negociate. Păi v-am spus la început. S-a negociat, nu s-a respectat. De ce vorbim de legislație? Adică da, acest punct de vedere, ceea ce însemnează asigurarea fermierului este deficitară în România, ca orice asigurare pe teritoriul României, pornind de la asigurarea auto și la toate celelalte care ne creează probleme, da, pe la animale. Domnule profesor, mi-a făcut o deosebită plăcere să vă am alături, să vă am invitat în acest debut al meu de a modera o emisiune aici la Timișoara, mai ales prin prisma faptului că mi-am făcut studiile aici și sunt mândru de asta. Îi anunț pe telespectator că vom avea și alt tip de invitați. S-a nimerit, acesta este cuvântul, să-l am pe domnul profesor Ioan Țibru și să fim amândoi medici veterinari, dar nu vom monopoliza emisiunile doar cu problemele sanitar-veterinare. Vom discuta și despre alte priorități. Vom pleca pe teren la țărani, la țăranul acela care are 3 animale, 10 animale, care se confruntă cu probleme și îi vom ajuta și îi vom consulta, le vom da o consultanță de înaltă calitate. Vom prezenta prin această televiziune problemele la nivel național și sigur că da, vrem ca prin vocea noastră, prin ideile noastre să se corecteze ceea ce se poate, dacă se poate și dacă se vrea. Totul se poate dacă se vrea. Păi gândiți-vă, acei oameni tu să calculeze modul de a ajunge rachetei pe lună, nu? O astronizat pe lună. Cum s-a putut dacă n-a fost exact? Deci dacă se vrea, orice se poate, dar totul este se vrea. Înțeles. Nu se poate dintr-o dată, dar soluția există. Soluția există întotdeauna. Peste 100 de ani, nu? O să ajungă și România. N-aș fi chiar așa pesimist, aș zice două. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenția acordată și ne revedem luna viitoare.